Incidentul s-a petrecut vineri, în jurul orei 15. Bijuteria funcționează în piața centrală a orașului Pucioasa. Suspectul avea o glugă pe cap când a intrat în bijuterie. Îngajată o femeie de 59 de ani, a fost luată la bătaie și n-a mai putut striga după ajutor. Suspectul a fugit cu peste 100 de grame de aur. Polițiștii spun că acesta ar fi fost ajutat de un alt suspect care l-ar fi așteptat afară într-un autoturism. Deocamdată, polițiștii n-au dat de urma atacatorilor. Bijuteria este dotată cu camere de supraveghere, însă acestea erau oprite în momentul jafului. Chiar femeia de 59 de ani se pare că a opris pe motiv că făceau zgomot. Pentru acest lucru, administratorii s-au ales și ei cu amendă.